Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cum am spus și aseară, pacea lui Iisus să fie cu noi. Amin. Acum, știu că trebuie să fiu smerit. Știu că trebuie să rămân la cele smerite, dar mă ajută dacă stai ridicat. Pacea Domnului Iisus să fie cu voi. Pacea Domnului Iisus să ne stăpânească inimile în Hristos Iisus. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze, să rămânem în pacea Lui, în binecuvântarea Lui și... Nu, se vrea să rămân la smerenie, nu e problemă. Fie ca și în seara asta, Dumnezeu să lucreze într-un mod deosebit. Sfinților, mă gândeam la versurile cântării, ce tocmai s-au cântat. O vale plină de oase, care au căpătat viață. Și mi-am adus aminte de textul ăsta din Ezechiel, capitolul 37, cu versetul 1. Spune că mâna Domnului a venit peste mine, peste Ezechiel, și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. Și văd imaginea asta în multe locuri, în multe biserici, în multe familii, în multe trupuri, în multe suflete. O vale plină de oase. E posibil să te uiți înăuntrul tău, înăuntrul inimii tale, înăuntrul familiei tale, înăuntrul casei tale, a locului de muncă, al carierei, al finanțelor, de ce nu? Și să vezi o vale plină de oase. Și parcă în momentul ăsta de conștientizare, parcă îl simți și pe Dumnezeu așa în spate, cu mâna Domnului vine și ți arată starea în care ești. Dar Dumnezeu când vine să-ți arate starea în care ești, în care te afli, vrea să vină să-ți arate unde ești, unde te afli și cum să ieși de aici. Cel care vine și doar spune, ești atâta de mic, atâta ești de jos, atâta ești de la pământ și de aici nu te poți ridica, ăla e vrăjmașul. Ăla nu trebuie băgat în seamă. Dar dacă în viața noastră vine Dumnezeu și ne explică, uite unde ești, vreau să te ajut să ieși de aici. Să știi că în momentul în care Dumnezeu te conștientizează și Duhul Sfânt te conștientizează de cum îți arată viața sau ființa sau familia sau casa, să știi că Dumnezeu înseamnă că tocmai vrea să înceapă să te elibereze. Pentru că vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, m-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur. Și versetul 3, El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Te întreabă Dumnezeu, ce crezi, pot să fac cumva să te scap din problemele astea? Știți ce spunem noi în probleme? Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrurile astea. Așteptăm cuvinte profetice, așteptăm și mergem la biserică, așteptăm Dumnezeu să ne vorbească, Doamne, ai de gând să mă scoți din problemele astea? Oare o să ies vreodată de aici? Vezi că mă ține legată amărăciunea asta și apăsarea și neiertarea, că stau într-un context toxic. Stau între niște oameni care nu-i de trăit acolo. Și când vine Dumnezeu și vrea să te scape de acolo, Dumnezeu vrea întâi să te întrebe, ce zici, pot să te ajut? Dumnezeu să ne ajute, că în momentul în care vom fi întrebați de Dumnezeu, prin slujitor, ce crezi? Ai credință că Dumnezeu vrea să te scape în seara asta? Tu să spui da. Să spui da, am credință. Să nu fie o manifestare a necredinței și să spunem sper. Nu merit, dar sper, cred. E un cred din ăla în care știi că nu cred. Cred că Dumnezeu își va face milă de mine. În seara asta vrem să atacăm din nou domeniile care au mai rămas necucerite. Domeniile în care poate vrăjmașul încă ne atacă. În seara asta să le atacăm și în numele lui Iisus să căpătăm victorie. Dar credința să ne însoțească inimile și când Dumnezeu ne întreabă, crezi că poți face lucrul acesta? Noi să spunem, da, Doamne, amin? După ce... Versetul 4, Ezechiel 37 cu versetul 4. El mi-a zis, prorocește despre oasele aceștia și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. De multe ori văd că Dumnezeu ne pune pe noi să prorocim
peste probleme și peste necazuri. Și ne pune Dumnezeu, uite, ai o problemă în familia ta și vezi pe soțul, soția, copilul, părintele, vezi problema aia. În numele lui Iisus, prorocește, adică vorbește cu credință și cu ungerea Duhului Sfânt ca să ia ființă ceea ce tu spui. Spune, ascultați-mă bine, în numele lui Iisus, veți învia. Vezi acolo un trup bolnav în familia ta, un trup care are nevoie de viața Duhului Sfânt și de intervenția Duhului Sfânt. Știi ce îi spui? Ascultă-mă bine, trupule, în numele lui Iisus Hristos, tu ai fost vindecat. Pentru că acum 2000 de ani problemele astea deja au fost purtate de Hristos. Ascultă-mă bine, în numele lui Iisus Hristos, tu ești vindecat. Fie ca cuvintele pe care noi le rostim prin credință să fie cu adevărat cuvinte profetice care vor lua ființă în numele lui Iisus. Amin? Și spune că am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuit și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. Mama a uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. Văd în unele familii o problemă destul de serioasă. N-au probleme cu banii, sunt sănătoși. Au ce le trebuie, cariera le merge destul de bine, dar n-au duh în familie, n-au viață. Se ceartă, n-au bucurie în familie, n-au bucurie când se întâlnesc la muncă, n-au duh, n-au viață, sunt depresie, în stări de anxietate, stări de amărăciune, efectiv le au pe toate și dacă și-ar povesti cuiva probleme și-ar spune că-s trist și lumea ar întreba, dar de ce ești trist? Nu știu. Pentru că în lăuntru lor, viața aia îi secată, nu îi. Și acum să vă explic o chestie interesantă. Știți că idolii de obicei, spune cuvântul Domnului, că erau puși pe dealuri oarecum, în locuri verzi și sub orice copac verde. Pentru că un duh al întunericului care lucrează prin idoli, ei asta fac pe pământ. Rup din viața pe care Dumnezeu a lăsat-o. Dumnezeu a lăsat viața acolo și iarbă și crește și viață? Știi cine ia viața pe care o dă Dumnezeu? Știți cine e hoțul care fură viața? Diavolul. Deci diavolul este cel care vrea să vină în viețile oamenilor și efectiv să tragă viață de acolo. Ei vor, demonii cu asta se hrănesc, cu viața pe care Duhul Sfânt o dă. Demonul nu poate să dea viață. Asta numai Duhul Sfânt o dă. Duhul Sfânt e viața. Litera ucide, dar Duhul dă viață. Din pricina aceasta, cel ce dă viață, adică Duhul Sfânt, este la polul opus față de diavolul care fură viață. Deci dacă în viețile noastre simțim o lipsă de viață, înseamnă că acolo e un duh al întunericului care fură viață. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că există scăpare. Din cauza asta, în Marcu 16 spune în primul rând că cei ce vor crede în numele meu vor scoate afară dragi. Prima misiune și cea mai importantă misiune pe care Dumnezeu o vede pentru un creștin este să se elibereze de cei care trag viața din oameni. Dacă simți încă într-un anume domeniu din viața ta că îți pierde viața, înseamnă că acolo poate să fie ceva care trage. În seara asta, dacă ești sincer înaintea lui Dumnezeu, te expui și vii împotriva vrăjmașului, ascultă-mă bine, cel ce ți ia viața din lăuntru tău și ți ia Duhul de viață, dacă te împotrivești prin credință și vei crede în numele lui Iisus, va pleca. Și în numele lui Iisus, Duhul Sfânt care este viață, să producă în adevăratul sens al cuvântului viață în tine. Pentru că hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Dar păstorul cel bun a venit ca oile sale să aibă viață. Și nu oricum de viață, nu orice fel de viață, ci viață din belșug. Mulți credem că viața asta din belșug se referă la viața veșnică. Dar cum să ai viață veșnică? Că viață, ce înseamnă viață veșnică? Adică viață fără sfârșit. Viață infinită. Cum să ai viață infinită din belșug? Păi oricum nu se termină. Se referă la viața de aici, pe care Dumnezeu ne-o lasă, de aici pe pământ. Ai oricum ai. Viața de aici, Dumnezeu vrea să o ai din belșug.
Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta și cu dragoste și credință să primim toată viața pe care Duhul Sfânt o are pentru noi. Amin? Mă uit la o promisiune pe care Dumnezeu o spune poporului Israel. Dar o văd și pentru noi. Și pentru biserica de acum. Spune cuvântul Domnului. Ezechiel 37 cu versetul 11, mai jos. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Exact ce spuneam adineauri, spunem despre problemele noastre, suntem pierduți, de aici nu mai putem ieși. Divorțul e ultima șansă. Copilul meu e dus în lume, suntem pierduți. Mi-au mai dat medici de trăit, nu știu cât, suntem pierduți. Am păcătuit grav, îs pierdută. Asta spune trupul lui Hristos. Dar știi ce spune Dumnezeu pentru tine? Versetul următor. De aceea prorocește și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Și atunci voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. Dacă te afli în starea asta, zici că ești un om mort, te afli ca într-un mormânt, pentru că vrăjmașul ți-a secătuit viața, ți-a luat ce aveai mai scump pe lume, ți-a luat pacea, ți-a luat viața, nu te mai poți bucura de nimic, ascultă bine promisiunea lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit acum 2000 de ani ca să înfrângă moartea asta pentru tine și tu, împreună cu ceilalți copii ai lui Dumnezeu, să primești din belșug viață. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, te simți într-un mormânt, te scot din mormânt. Eu te scot de acolo. Te pun pe o temelie a credinței, dacă vrei. Te pun. Și în momentul acela, când vei fi scos din starea aia, dacă primești cu, în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vei domni în viață. Atunci Duhul Sfânt va veni peste tine și vei avea viața aia de care tu... Știi? Mulți oameni când vin la slujire vor ceva, dar nici nu știu ce vor. Ne întrebăm ce vrei să facă, ce vrei să se întâmple, ce nevoie crezi că ai tu? Am multe, asta ne zic. Am multe nevoi, nu știu cu care să încep, nu știu, ești așa, bulversat, bulversată. Observ, ei nici măcar nu știu ce anume vor. Pentru că e un gol în inima lor, o arsură a vieții, e o uscăciune a oaselor. Și dacă îmi spune Duhul Sfânt acum ceva, e că de multe ori oasele noastre și viața noastră se usucă dacă ține mânie pe oameni. Spune proverbe că un duh mâhnit usucă oasele. Mă uit de multe ori în viața oamenilor și cu mici excepții, dar majoritatea oamenilor care au probleme cu oasele, nu toți, sunt și excepții, dar foarte mulți, au probleme cu oasele din cauza că în viața lor au probleme cu neiertarea. De ce? Pentru că e un vrăjmaș al inimii noastre care vrea să ne împingă, să fim niște oameni duri, care dorim dreptate în familiile noastre și dreptate pe oriunde mergem și să se știe că noi avem dreptate. Și facem orice, nu contează, vorbim oricum și jignim oricât e nevoie, numai să știm că avem ultimul cuvânt. Și când mergi acasă și te pui noaptea în pat, ghiși ce? Se usucă viața. Vrei să adormi? Mai adormi? Stai acolo și te învârți ca șurubul pe toate părțile în pat până la 1-2 noaptea. De ce? Că n-ai tăcut. Și se usucă viața pentru că nu ne ținem gura. Duhul Sfânt nu vrea asta. Duhul Sfânt vrea să oferim dragoste și înțelegere oamenilor cărora cuvintele nu ajută. Poți să explici cum vrei. Poți să-i explici că tu ai dreptate în orice mod posibil. El oricum nu pricepe, pentru că el în momentul ăla e folosit de vrăjmașul să te tulbure pe tine. Ținta vrăjmașului nu e el, tu ești. Pentru că el e posibil să-și uite ce s-a zis. Nu el e cel care s-a pornit de acasă cu gândul și a învățat poezia și a repetat-o de 4 ori ca să nu uite cuvintele alea care o să te doară.
Lui nici nu i-a trecut prin cap cuvintele pe care o să te doară pe tine. Nu i-a trecut. Dar atunci, când stătea în fața lui și a început argumentul ăla, deodată vrăjmașul așa i-a dat niște cuvinte și o călăuzire, că te-a lovit pe tine exact unde te doare. Deci vrăjmașul vine printr-un om, dar scopul lui este să ia viață din tine. În momentul acela, dacă în inima ta domnește pacea, dacă lași ca pacea Duhului Sfânt să lucreze prin tine și ai un duh iertător, un suflet blând și înțelegător, cuvintele alea o să treacă pe lângă tine. Și când o să vină noaptea, tu o să dormi, o să ai vise din partea lui Dumnezeu profetice, dar ghiți cine nu o să doarmă noaptea? Cel care te-a jignit. Dacă tu primești jignirea și intră în jocul ăla, el doarme, tu nu. Din cauza asta e atât de important, în unele cazuri, cel care n-a greșit să-și ceară iertare. Pentru că el știe. Din cauza asta, cel care n-a greșit, dacă își cere iertare, de cele mai multe ori, cel care a greșit spune, nu, scuză-mă, eu trebuia să-mi cer iertare. Tu n-ai greșit. De ce? Pentru că el știe. Zice, nu știu ce a fost în capul meu de a-mi vorbit așa. Dumnezeu să ne ajute, ca de azi înainte, când vrăjmașul va întinde astfel de curse, noi să stăm în picioare prin pacea Duhului Sfânt, pacea Duhului Sfânt să ne stăpânească inimile și gândurile, să avem pace și să nu răspundem nebunului după nebunia lui. Astfel vom menține starea de pace pe care Dumnezeu ne-o dă. Este un cuvânt puternic. E ușor să primești ungere, e mai greu să o menții. E ușor să primești pace, e mai greu să o menții. E posibil ca în seara asta, și eu cred în toată inima, că în multe inimi, Duhul Sfânt va face o restaurare puternică. Și vei ieși de aici plin de pace, poate cum nu te-ai simțit viața ta, că majoritatea așa spun, așa cum mă simt acum, nu m-am simțit niciodată. Liber, simt că plutesc, simt că Duhul Sfânt mă iubește, mă simt iertat, mă simt vindecat, liber. Slavă Domnului! Știi ce se întâmplă în două zile? O altă ispită. Nu, în ispita aia trebuie să avem o tărie de caracter și o tărie în numele lui Iisus să nu cădem în ea. Mi-aduc aminte, am avut o seară de slujire la noi acasă și pentru că erau un pic mai mulți și ne grăbeam, am început să ne rugăm și eram cu fratele meu cu Vale și am început să ne rugăm pentru o persoană și mai pentru o persoană și mai pentru una. Și cum terminam rugăciunea, ne uitam la următorul și făceam semn. Hai! Și vine un tată și aduce copilul care era pentru rugăciune, pentru că întâi a venit mama sa, ne-a rugat pentru mama sa, pentru mama băiatului, pentru copil. Și a venit tatăsul să ia copilul să îl dea mami. N-am înțeles de ce. Eu am crezut că el a venit la rugăciune. Și când a venit acolo în mijlocul camerei, eu am crezut că a venit în față. El a venit în față, a venit să ia copilul. Și eu am făcut semn, zic, când l-am văzut că a ajuns acolo în mijloc, zic, hai, el s-a uitat. Și a venit, el nu a venit acolo, dar a venit că l-am chemat și când m-a văzut, cine știe ce a crezut, a venit de nevoie. Și zic, ce probleme aveți și pentru ce vreți să ne rugăm? El nu era deloc pregătit și ceea ce a venit în cap atunci, pentru că îl durea puternic spatele, nu știu ce avea la inele și la discuri, o zic că mă doare spatele vreo două zile de-abia stau. Și după aia mi-a povestit părinții că stătea în hol, de-abia de stătea. Stătea și scâncea acolo de durere. Și zic, bine. Și l-au de mână și zic, spune-mi, ce simți acum, zic? Și văd așa în Duhul cum ceva acolo în spate începe să lucreze, ca și cum să se umfle. Era de bine. Și zic, simți ceva? Și el deodată a înțepenit. Zice, da. Zic, simți ca și cum se umflă ceva? Da, da. Și zic, ia vezi, cum e? Și începe să se aplece și zice, e bine. Dar știam că nu e bine. Și zic, hai că ne mai rugăm o dată. Mai rugăm o dată, îmi pun una pe spatele lui acolo undeva probleme, ne rugăm și am văzut că a căzut ceva din el. Și după aia zic, probează. Și probează, se aplacă omul până jos, se ridică și începe a plânge. Și începe a plânge, s-a uitat la mine, s-a dat din cap că nu înțelege ce s-a întâmplat și m-a îmbrățișat. M-a îmbrățișat, a început a plânge pe mine și a plecat. O stat toată seara aia în hol și a plâns că Dumnezeu l-a atins pe el. El nu prea era tare pocăit așa.
Ideea e că a rămas atât de șocat că Dumnezeu l-a vindecat în starea aia, încât a plâns tot timpul cât a mai stat acolo, cum de că el l-a vindecat Dumnezeu în starea care era. Și de bucuros a mers acasă. Bucurie mare, Dumnezeu l-a vindecat. A început a povesti la toți pe care i-a întâlnit, la părinți, la vecini, la prieteni, să vezi. Auzi, deci aveam probleme la muncă în Germania, deci nu-ți explic ce probleme aveam. Auzi, am mers să rugat pentru mine, Dumnezeu m-a vindecat, nu mai am nimic cu tici, s-a plecat. Nu mă mai doare nimic, Dumnezeu m-a vindecat. Trec două zile și-l doare iar. Pentru că aici încă nu înțeleg sistemul ăsta. De ce unii când își mărturisesc vindecare, vrăjmașul îi atacă din nou cu simptome? E posibil. Ceea ce vreau să știi e dacă vrăjmașul îi atacă după ce ai fost vindecat. Nu intra în panică. Înțelege că Domnul Iisus te-a vindecat. Acum 2000 de ani. Hai să vă explic. Mâna asta e sănătoasă. Ea n-are boli. Dar dacă eu iau degetul ăsta și îl acopăr și pun ceva pe el și îl strâng foarte, 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 foarte tare, degetul e sănătos. Problema că este ceva pe lângă el care îl strânge și ia viață. Ca degetul ăla să redevină sănătos, trebuie doar să dai la o parte ceea ce ia viața din el. Adică să îl scoți afară pe vrăjmaș, să scoți afară boală. Dar el e sănătos. Așa e și cu trupurile noastre. Ele sunt sănătoase de 2000 de ani. Pentru că Domnul Iisus ne-a iertat de toate păcatele de atunci. Dumnezeu nu ne iartă de păcate când le facem. El ne-a iertat de atunci. La fel, bolile noastre, tehnic vorbind, nu se vindecă acum. Ele sunt deja, bolile alea sunt deja purtate în trupul lui Iisus la cruce. Ceea ce noi facem e să-L dăm afară pe hoțul care vrea să ne fure vindecarea ce avem. De-aia spun, când mai vin anumite atacuri, să nu consideri ca și cum ai aceeași boală, aceeași problemă, aceeași situație la fel de gravă și nu s-a întâmplat nimic. Nu! Hoțul ăla mai încearcă să te ispitească o dată și să spună nu s-a întâmplat nimic. Dar dacă tu rămâi credincios și spui, ascultă-mă bine, în numele lui Iisus, eu am fost vindecat. Așa că orice nu-i din Iisus Hristos și încă încearcă să-mi aducă probleme, boli, simptome, în numele lui Iisus, pleacă-ți, spun. E o ispită a vrăjmașului și ține minte. Și Domnul Iisus, când a fost ispitit de vrăjmașul, l-a argumentat el cât a putut prin versete. Dar la un moment dat, când diavolul a întrecut măsura, știi ce spune Domnul Iisus? Diavolului, pleacă. Și cuvântul Domnului spune, dacă vrei să fii un creștin autentic, trebuie să trăiești și tu cum a trăit Iisus. Viața lui Iisus pe pământ e un exemplu pentru noi. Așa că în momentul în care suntem ispitiți cu anumite situații, să ne ridicăm în picioare, în capul oaselor și să spunem în numele lui Iisus, pleacă Satan. Nu ai nimic în mine, ci în mine este Hristos și pe El vreau să-L las să se manifeste prin mine. Amin? Mă mai gândesc la un verset și sunteți mulți și nu vă găsesc. Emanuel cu Ligia, unde sunteți? Ah, gata, v-am văzut. Au făcut semn că nu. Așa făceam și eu când eram, da? Dacă vor să pregătească în câteva momente să laude pe Dumnezeu cu două cântări. Și mai am un gând. Spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 3 cu 20-21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui. La ce se referă Dumnezeu când spune celui ce va birui? Ce trebuie noi să biruim în viața asta? Ce trebuie noi să biruim în viața asta? Păcatul deja a fost biruit, moartea deja a fost biruită, boala a fost deja biruită, diavolul deja a fost biruit la cruce, Coloseni 2 cu 15, că el a fost dezarmat pe deplin. Dar ce trebuie noi să biruim? Ispite. Deci când vrăjmașul vine la noi să ne ispitească prin anumite gânduri,
Noi dacă biruim ispitele alea, și înțelegeți, ispitele nu se referă doar la păcate, asta e o eroare foarte mare. Ispitele nu constau numai în păcate, ci și în boli și anumite legături demonice. Pentru că de obicei, bolile, foarte multe boli, probleme, chiar și accidente, tulburări din familie, toate lucrurile astea, divorțurile, păcatele, tot ce e de la vrăjmașul, toate vin și se manifestă după un timp în care ele deja au lucrat la minte. Mai ales bolile. Bolile întâi te ispitesc, nu deodată te trezești cu artroză. Nu! Nu deodată te culci sănătos și te trezești deodată cu o grămadă de probleme de sănătate. El întâi lucrează la minte. Vrăjmașul vine și te ispitește și îți bagă tot felul de gânduri mici. Ai păcătuit. Acum trebuie să te aștepți să se întâmple ceva în viața ta. Acum nu ești vrednic. Vezi, adu-ți aminte că ai luat tu cina odată în chip nevrednic. Să știi că, să nu te temi, dar e posibil să se întâmple ceva rău în viața ta din cauza asta. Îs gânduri. Gânduri ale vrăjmașului. De asta vine ispititorul și vrea să ne facă să gândim că are dreptate. Noi pe asta trebuie să le birim. Dacă vin gânduri de moarte, gânduri de frică, ai să vezi că o să mori și o să stai o săptămână în apartament și în casă și nu o să te găsească nimeni. Alea se spit, tu pe alea trebuie să le învingi. Nu simți că îți bate inima cam tare? Vezi? Asta e alură de palpitație. Tu înseamnă că ai probleme cu inima. Vezi? Du-te și fă un control. Asta e o ispită. Tu dacă nu faci nimic în privința asta, la un moment dat, după ce te frământă și te frământă, e posibil să-ți bate inima mai tare. E posibil să simți o tahicardie, e posibil să simți odată cum amețești. De ce? Pentru că înainte de asta au fost ispite. Tu pe asta trebuie să le înfrângi. Tu trebuie să te împotrivești ispitelor acestora de boală și de supărare. Adu-ți aminte că în majoritatea certurilor în care ai intrat puternic și te-ai tulburat, mai înainte te-au amestecat gândurile. Ce să-i spui? Dacă îmi spune, doar mi-a făcut și aia, dar el nu știe că mi-a făcut și aia și mi-a făcut și aia. Că dacă i-aș spune, dacă i-aș explica, eu câte, ce, te-a lucrat la minte. Întâi au fost ispitele. Știți că și necredința e imposibil să se manifeste printr-un om dacă întâi nu-i ispitit să aibă necredință. De exemplu, dacă eu merg acum și deodată primesc un gând să mă duc să mă rog pentru soră. Gândul ăla poate să fie ori de la mine, ori de la Duhul Sfânt, ori de la vrăjmașul. Gândurile vin din trei părți, din astea trei părți. Acum, gândul să mă rog pentru fratele, n-are cum să vină de la vrăjmașul, nu? Vrăjmașul never nu te pune să te rogi pentru bolnav. Deci poate fi de la mine sau de la Duhul Sfânt. Dar la cum mă cunosc eu, nici eu n-am curaj să mă pun pe mine să mă rog pentru bolnav. Deci înseamnă că Duhul Sfânt ți-a vorbit. Acum, dacă tu asculți de cuvântul lui Dumnezeu și mergi spre fratele să-i slujești, acela este un act al credinței. Dacă tu înaintezi, credință este în tine. Tu în momentul ăsta nu ai necredință. Tu acum lucrezi prin credință pentru că ai început să asculți de cuvântul Domnului și să mergi să lucrezi. No, pe drumul ăsta, deodată îți vine alt gând. Nu ești vrednic. Din momentul ăla, păi e o ispită. Asta că nu ești vrednic de la Dumnezeu nu-i gândul ăsta. De la tine nu-i că nu știu cât te bagi tu și chiar dacă ar fi, e posibil și cel mai probabil să fie de la diavolul. Acum mulți se pornesc așa prin credință și pe la mijloc când vine ispita, că asta e ispită, nu ești vrednic. Știi ce spun? A, m-am înduit. Și tocmai ai acceptat ispita. Tocmai ai căzut în ispită, pentru că diavolul a venit să te ispitească cu necredința și doar ți-a inserat un gând și te-a făcut să crezi că tu l-ai gândit, dar l-a gândit el în tine. Dacă tu îl primești și ți-l asumi, da, îl semnezi, atunci de-abia tu ai căzut în ispită și ai necredință. Dar tu, dacă în momentul în care vine diavolul și șoptește, nu ești vrednic, tu dacă mergi înainte cu tot cu gândul ăla și spui, ascultă, eu nu merg pe vrednicia mea, neprihănirea mea este Dumnezeu. În momentul acela tu ai biruit ispita și mergi în continuare prin credință. De aceea să avem grijă la gândurile noastre, pentru că nu multe îs din mintea noastră. Cele mai multe îs de la Duhul Sfânt sau de la vrăjmaș. Nu te-ai prins vreodată gândindu-te,
așa să te adâncești într-o gândire negativă, amunt, profund, și la un moment dat să te trezești și să spui, bă, dar acum am ajuns aici. Nu tu te-ai gândit lucrurile alea, ci vrăjmașul, pentru că arena minții noastre este o arenă deschisă în care poți să intri și Dumnezeu și vrăjmașul, vrăjmașul ți-a plantat niște gânduri cu timbrul tău la persoana întâi. Și tu deodată mergi și îți vine un gând. Dar nu-s vrednic. Am făcut aia. N-ai gândit-o tu. Aia nu-i gândită de tine. Aia e o ispită. Oare explic bine? Oare înțelegeți că în momentul în care vrăjmașul ne ispitește, să nu cădem în ispitele lui? În momentul în care vrăjmașul vine și ne aduce gânduri din asta, doar mergem fericiți pe cale, bucuroși, plini de pacea Duhului Sfânt, și deodată ne vine așa să ne gândim, am păcătuit. Dumnezeu nu mă mai iubește. Dar nu simt că Dumnezeu mă iubește. Dar când ai avut-o să te gândești că nu simți? Dar e vrăjmașul care vine și ia o casetă și o pune acolo în arena minții și dă play. Și tu te auzi pe tine, ca și cum, vorbind în capul tău, acuzându-te singur. Că n-ar să te condamne niciodată și niciodată n-ai să simți în mintea ta, ascultă-mă bine, eu sunt diavolul și ascultă-mă bine cum te acuz eu acum. Așa, cu o voce așa gravă și groasă, să te avertizeze că el e diavolul. Nu! E timbrul tău în cap, te auzi pe tine. N-ai să auzi pe diavolul, ai să te auzi pe tine, dar nu-s gândurile tale, îs ispite. Și pot fi ispite de boală, ispite de anumite duhuri de dependențe. Uite, de exemplu, duhul de curvie se manifestă de foarte, foarte, foarte multe ori în modul ăsta. Vine vrăjmașul și aduce anumite proiecții demonice în mintea omului. Și îl face pe om să simtă că el le gândește. Omul ăla deodată își asumă ca gândurile lui prostiile alea și deodată se simte condamnat pe un lucru ce nu l-a gândit el. Dar înțelege, aia e o ispită. Și tu în momentul ăla ridică, te trezește, stai puțin, asta nu-s eu. Dumnezeu îmi cunoaște inima, asta nu-s eu, stai vrăjmașul. Ascultă-mă bine, numele lui Iisus, eu nu-s așa. Eu iubesc pe Domnul Iisus și sunt lui respectuos. Eu de Dumnezeu ascult și de El am respect, eu așa ceva nu fac. În numele lui Iisus, pleacă Satan. Tu pe mine să nu mă mai ispitești. Eu știu că tu ești ispititorul, dar eu am un legământ încheiat cu Domnul Iisus și eu îi sunt dator să-L împlinesc. În momentul acesta ai biruit ispita. Știți că mulți se simt condamnați, mulți se simt condamnați pe niște gânduri care nu s-au lor. Dumnezeu să ne ajute pe toți să înțelegem, să discernem fiecare gând pe care îl avem și toate lucrurile care sunt ispite în numele lui Iisus să le biruim. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Din cauza aceasta, Iisus Hristos e numit biruitorul numărul 1. Pentru că el n-a fost niciodată bolnav. El n-a păcătuit niciodată. El n-a fost niciodată înfrânt de ispitele vrăjmașului. N-a căzut în nicio capcană de-a lui. N-a căzut în nicio capcană a certurilor, a dezbinărilor, în nicio capcană. Și sub călăuzirea Duhului Sfânt a fost atent și s-a lăsat condus de Duhul Sfânt să fie un om pe pământ care să biruiască într-un mod complet și total pe diavol. Și Duhul Sfânt spune că în funcție de biruințele noastre vom primi o răsplată în cer. Mântuirea este un dar. Nu e prin faptele noastre, nu e prin faptul că noi biruim ispitele. Dar biruința ispitelor ne va aduce răsplată în cer. Amin? Sfinților, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem de azi înainte că Harul lui Dumnezeu vrea să crească în noi. Să se manifeste tot mai mult. Și dacă vrei să crească Harul lui Dumnezeu, zi de zi, pas cu pas, fii atent, stai în rugăciune în Cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta să fie scopul principal în viață. Să biruiești ispitele vrăjmașului. Să biruiești ispitele bolilor, ispitele duhurilor, ispitele lanțurilor, ispitele legăturilor. Dacă mi-aduci acum Duhul Sfânt în minte ceva, este că până și blestemele și vrăjitoriile tot așa lucrează. Dacă cineva merge la vrăjitoare și spune, uite, îți dau atâția bani, fă cumva ca ăla care nu a vrut să se însoare cu mine, fă cumva să aibă probleme și el și familia lui. Vrăjitoarea aia, când va face anumite incantate și îl va chema pe vrăjmașul să facă rău în familia lor, ei, dacă sunt sub protecție, nu poți să-i atingi. Dar știi cum vine? Vine vrăjmașul și stă pe lângă ei și... Cum să-i fac eu să creadă
că ei deja sunt bolnavi de lucrurile astea. Cum să-i fac eu să creadă că el deja e bolnav? Știi ce face? Îi în stare vrăjmașul să-ți aducă ispite și ispitele astea pot să aibă anumite manifestări fizice. Până și Domnul Iisus, într-o ispită, în noaptea aia cumplită, spune că în timpul rugăciunii a transpirat atât de tare încât ieșea și sânge. Sânge împreună cu transpirație. Vă dați seama ce manifestare fizică teribilă. De el nu era bolnav. În momentul ăla, toată cohorta vrăjmașului s-a unit să încearcă să lămurească pe Domnul Iisus să facă o prostie. Mă, nu a reușit. Ispita aia a fost atât de puternică încât a reușit fizic să-l facă pe Domnul Iisus să sângereze. De el nu era bolnav. Așa e posibil să vină și la voi. Să vină vrăjmașul în viața ta și te miri cum. Deodată simți așa cum te săgeat, așa la creier, la cap, așa. Simți niște tăieturi, niște temiri, ce? Nu e problemă, te săgeat odată, de două ori, de trei ori. Și după aia așa simți așa mic, fin, un gând. O știre, o fi cancer la creier și pleci. Știi ce îi macină pe mulți treaba asta? Trec o zi, două, nouă, peste nouă zile, iar săgeat în capul. Și merge la magazin și nu mă aude. Băi, ai văzut ăla? Băi, săracul, ce s-a dus repede. Da, au zis că l-a operat de tumoare la creier, că o simțea așa niște săgetături, nu știu cum, și o mers la spital și o zis, ce are? E o ispită. Tu încă n-ai nimică. Deci toate simptomele astea, tot ce a pregătit vrăjmașul, vrea să pregătească, să te convingă încet, încet pe tine că tu o să ai, sau ai deja treburile alea. Dar nu le ai. Că dacă le-ai avea, diavolul nu te mai avertizează. Diavolul nu-ți profețește, vezi că ești bolnav. Nu! El abia așteaptă să te cureți. Deci dacă vine diavolul și te amenință prin gândurile tale, repet, și simți gândul de amenințare, că o să se întâmple aia, că o să mori în pat, că o să nu știu ce, că o să plece copilul în spital, că o să se întâmple aia, că ai citit nu știu unde, că l-ai întrebat pe Sfântul și Ajutorul Google și ți-a spus el, că să vezi ce o să se întâmple dacă simți simptomele alea. Astea sunt toate ispite ale vrăjmașului. De fiecare dată când le ai, ridică-te și împotrivește-te. Lasă ca pacea Duhului Sfânt să te inunde și spune, viața Duhului Sfânt să fie din plin peste trupul, sufletul și Duhul meu. Și trupul, sufletul și Duhul să fie păzit întreg și fără cusur până la venirea lui Iisus Hristos. Și vrăjmașule și boală, tot ce ține de simptomele astea, numele lui Iisus Hristos, plecați! N-aveți loc în mine, nu vă primesc. Găsim cazuri de oameni care sunt bolnavi de depresie pentru că le-a fost frică de depresie. O stat el și-a lucrat 2-3 zile și e obosit, rupt în două, doarme câteva ore pe noapte și la un moment dat într-o ceartă, se ceartă cu unul și cu 2-3 și vine acasă și nivelul lui de serotonină scade și deodată se simte trist. Trist, fără motiv. Se întâmplă o dată, de două ori. Și stând el în tristețe, asta mergând așa deodată aruncând. Asta e depresie. Și nu o bagi în seamă. Și mai trece un timp și mai se întâmplă asta. Asta e depresie severă. Asta urmează, vezi, o știi pe el. Așa era și la început. Acum mai ia 4 pastile pe zi. Asta se spite. Înfrânge-le și gata. Că bei prea multă apă pe zi, e posibil să fie diabet. Mă! Toți ne-am transformat în doctor acum. Am un prieten doctor și merge odată la un restaurant și ia mâna la unul și bagă așa degetul în mână și zice revine cam greu pe el, cred că e hepatit asta. Dar știți ce rău poate să lucreze asta în inima unui om? Dar asta vreau să învățăm noi. Astea toate se spite. Să le biruim pe toate în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu știu că va lucra în seara asta. Dar din seara asta, înainte, să avem biruință împotriva vrăjmașului și împotriva oricăror ispite care vor veni de la vrăjmașul. Și fiecare domeniu din viața noastră să fie curățat, sfințit, plin de Duhul Sfânt și de putere și unge la Duhul Sfânt să se manifeste în fiecare dintre noi. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Emanuel și Ligia, dacă puteți să veniți să lăudați pe Domnul cu două cântări și în urmă
Fratele Gabi va sluji din cuvântul Domnului, apoi ne vom ruga. Pacea lui Iisus să fie cu fiecare și nu uitați, celui ce va birui îi voi da să șadă la dreapta lui Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.